prin de coronavirus de mine. Sunt Otu de la Miere TVO și astăzi este duminică, fraților, este ultima zi din săptămâna nouă, din seria Otu slăbește. Avem aici cântarul, l-am pregătit, uitați-l, până mă voi cântări eu. O să vedem împreună câte kilograme am la sfârșitul săptămânii. Vă las cu clipul să vedeți ce am mâncat săptămâna aceasta, pentru că au fost o grămadă de tâmpenii, dar și multe lucruri bune, așa că fiți pe fază, nu ratați nicio secundă, pentru că o să aveți foarte multe de învățat. Am aici o fasolică de la maica mea, ia uitați cum arată, carnea fumată. Mamă, un deliciu. Ce îmi place așa de mult fasolea, foarte mult îmi place. Și cu carne din asta fumată, cu morcov. Aici avem castraveți murați, pâine și mă bag la masă. Poftă bună tuturor. Am zis că îmi plac bananele. Ce ziceți, facem un clip nou pe YouTube? Mănânc 10-15 banane? Ziceți repede câte banane am mâncat totul. Sunt la restaurant, ne-am luat aici meniul zilei. Felul întâi aveam o ciorbă rădăuțeană de pui. Arată foarte bine. O vreți poftă bună. Am lins-o din 3 mișcări. Vă recomand să mâncați ciorbe, fraților, sunt foarte bune. Avem și felul 2. Avem aici o mămăliguță cu căință de pui. Și aici avem o salată de varză crudă, foarte bună. Tot meniul ăsta a costat 19 lei și a fost inclusă și o băutură. Deci e super profitabil, super bun și vă recomand să mâncați mâncare gătită. Poftă bună tuturor! Știu că nu vă place polenul, dar am rămas fără păstură și mâncăm așa. Altceva? Mult mai bun așa. Tare! Ce pregătire avem aici! Nu-ți plac castraveții? Wow, și e afinat asta. Sau ce a spus că este? Afinată? L-abia aștept. Mamă, ce tare! Să se trăiască la mulți ani! La mulți ani, domnule Săr! Puneți-vă o dorință și suflați! Sunt la sală, e ziua, domn profesor, și mănânc ganterele, fraților! La propriu! Ia să vedem câte kilograme am după cheful de aseară. Ne-am băut destul de mult și am mâncat foarte multe grăsimi și dulciuri. Am mâncat și tort și prăjituri. E ok. 115 în cap. Chiar am mai slăbit față de duminică. Până vine mâncarea, bag aici 3 mere de la țară. Nu sunt ele perfecte, uitați. Dar vă garantez că sunt mult mai bune decât merele din comerț importate. Mere românești. A venit mâncarea. Mi-au pus ăștia foarte multă tochitură când au avut mămăligă. Avem aici două ciorbe jos. Mamă, ce dezastru e curierul ăsta. Haideți că le desfac și o să vă arăt. Astea sunt tochiturile. Le-am gustat. Sunt foarte, foarte bune. Am pus aici excesul ăsta de verdeață pentru că nu-mi place. Foarte multă tochitură pentru 7 lei și foarte multă carne. Deci e plin de carne. Astea de porc, astea de pui și ciorbele sunt aici. În total am dat 25 de lei plus curierul 35. Ce ziceți? Cam atât dați pe un burger în București. Curgapele pe mine. De la mâncarea asta fierbinte, de la tochiturile astea. Și nici măcar nu am mâncat cine știe ce. Uitați cât mai am. Și deja m-am săturat. Și mai am și ciorbele. Asta se întâmplă când îți e foarte foame și comanzi prea mult. Cam de la 115 kg. Ia uitați câte mere mi-am luat aici. 2 kg. Lucrez aici la proiecte, învățăm, edităm, să fim mai buni, să facem clipurile mai șmechere și mi-am comandat un meniu zilei. Avem aici o ciorbiță de perișoare. Arată foarte bine. Tot meniul ăsta a costat 19 lei. Aici avem felul 2, varză călită cu cârnați și mămăligă. Mi-au dat oamenii și pâine. Avem aici și o clătită. Și aici avem două mere de la țară.
Poftă bună vă doresc tuturor! Ok, hai să mâncăm și bananele astea, pentru că se strică. Vedeți ce, cum arată acum. Tămâna asta am mâncat 16 sau 17 banane, nu mai știu exact. Am făcut și un clip pentru Otomănâncă. Probabil că o să apară curând, câteva săptămâni. Pentru că am filmat foarte multe clipuri. Vă recomand să mâncați 2-3 fructe în fiecare zi, pentru că sunt foarte sănătoase. Mi-am luat iarăși păstură de la țară. Băgăm păstură în seara asta. Iam, iam, iam. Nu uitați să consumați produse apicole dacă doriți rezultate foarte bune și un corp sănătos. Ia să vedem ce tâmpenii mi-am mai comandat eu astăzi. Am comandat de la un fast food pentru că e târziu și nu aveam ce să mai comand. Avem aici un burger și foarte mulți cartofi prăjiți pe care nu cred că îi voi mânca. Haideți să vă arăt burgerul. Aoleu! Ia uitați cum arată. Carnea asta arată foarte bine. Aici avem un felie de cașcaval, e fierbinte, avem roșie, avem salată. Abia aștept să mă bag să mănânc. Vă urez poftă bună. Ia să vedem câte kilograme am dimineața, a doua zi, după ce am mâncat burger, meniul zilei. Wow, super tare. V-am zis eu că produsele apicole sunt geniale. Boșilor, mi-am comandat iar un meniu zilei, dar până atunci să băgăm niște mere din astea golden, să mai umplem un pic stomacul și revin imediat să vă arăt și ce mi-am comandat. Chiar multă grăsime. Uitați cum se vede grăsimea asta. Ciorbă de porc cu cartofi. Pâine. Așa ceva. Ia uitați aici, felul 2. Fasole cu ulei. Uite cum se vede uleiul ăsta. Doamne, doamne, ce grăsime aici. Și salată de varză. Asta e foarte ok pentru slăbire. Dar cum vă ziceam, restul e cancan. Consumați 3 litri de apă pe zi, mâncați produse apicole, consumați minim 2-3 fructe, mergeți la sală sau oriunde vreți voi și faceți mișcare minim o oră pe zi și totul o să fie bine. O să slăbiți foarte mult, vă garantez. Și bineînțeles somn. Încercați să dormiți cât mai mult. Aici avem 2 sticle de cătină cu miere și o tinctură de propolis. Avem o comandă la sală. Și aici avem 2 borcane de miere polifloră. O comandă tot așa la cineva din cartier. Și aici voi face și eu un sirop de cătină, pentru că mă pregătesc să mă duc la sală acum. Wow, cât mi-ai pus! E paharul mic ăsta, o să iasă foarte dulce. Vrea să-mi întărească sistemul imunitar, să nu se prindă coronavirus de mine. Apropo, știați că mierea și cătina, de fapt cătina, are de până la 10 ori mai multă vitamina C decât lămâia și decât citricele în general. Așa că să consumați foarte multă cătină, pentru că este foarte bună. Iar în combinație cu miere, extraordinară. Foarte bună cătina asta, foarte multă vitamina C. Vremea s-a schimbat iarăși, este foarte frig, așa că vă încurajez să beți cătină cu miere și să consumați produse apicole, pentru că sunt foarte bune pentru sistemul imunitar, mai ales că este și perioada asta cu virusul, temperaturile au scăzut iarăși foarte mult. Beți, consumați cătină și produse apicole. Mai aveți tu la Timișoara, la târg? La târgul apicol, la Ghiroda? Ia uitați! Am pregătit aici marfă, vă așteptăm pe toți la Ghiroda, pe 7 și pe 8, sâmbătă și duminică. Acum pe seară am fost la Carrefour, la mâncare gătită, și uitați cât am dat, frate, piept de pui la cuptor, 9 lei 98. Și ce dracu că e foarte puțin, adică să vă arăt cât de puțin e. Doamne. Nu mai îmi cumpăr de la ăștia. Mai bine mănânc la restaurant. Asta e, 2 bucățele de piept de pui. Doamne ferește! 200 de grame să fie aici, maxim. Și aici 2 copanele din alea superioare, nu, inferioare, din alea mici. 2 de 50. Și aici avem varză călită. 3,78. Am mai luat 2 din astea. Un zuzu de băut și un chefir ușor cu 0,7. Am mai luat 2 Fanta. Zero zahăr, pentru că nu mai pot să beau cătina acum seara și mi-era poftă. Ia uitați, asta e pieptul, pulpele, vai de capul lor și varză. În total 16 lei. Pe cu banii ăștia mâncam la restaurant, felul 1, felul 2 și desert, la meniul zilei. Ia uitați ce se poate întâmpla de la operație de micșorare de stomac. Grămadă de complicații. Ce cadou fain am primit, ia uitați-vă, fraților. Am primit astăzi un cadou foarte, foarte mișto de la un prieten de-al meu de la sală, Cosmin. Nu prea se vede aici, bine, ia să-l punem pe masă.
Foarte tare. Mersi, Cosmin, cu această ocazie, dacă te uiți la vlog. Mă uit la ultimul vlog pus de Antipopescu cu Bromania. E genial să vă uitați. Și aici am păstură. Mi-am comandat și un meniu zilei. Și până vine meniul zilei, voi mânca o mână așa de păstură. Pentru că este foarte bună. Mi-a venit și mâncarea. Avem aici o ciorbă de perișoare. Foarte bună. Cred că numai de la restaurantul ăsta, Mezaluna, o să-mi comand de acum, pentru că e foarte bun. Aici avem pâine. Și aici avem o musaca. Ei nu au desert la meniul zilei, dar arată genial musaca asta. Și gustul la ciorbă mi-a plăcut foarte mult. Am mai mâncat săptămâna asta de la ei și mi-a plăcut cel mai mult. De la toate restaurantele de la care am comandat, Mezaluna e pe primul loc. Și a venit ziua cea mare a cântarului oficial. Haideți să vedem, fraților, câte kilograme am. Sunt așa curios. Săptămâna trecută am avut 115,1. 114,1. Asta înseamnă că am slăbit un kilogram. Super tare. Bun, ați văzut și voi, am avut 114 kilograme. Am scris și aici pe foaia mea de progres. Am scris 114 kilograme. Este fantastic, pentru că săptămâna trecută am slăbit 2 kilograme, iar în săptămâna asta am slăbit 1 kilogram. Deci în total, în săptămâna 8 și săptămâna 9, sunt 3 kilograme slăbite. Este foarte, foarte bine și nu mă așteptam sincer la acest rezultat. Ați văzut și voi ce am mâncat. Singura explicație este că am mâncat foarte multe produse apicole și vă încurajez pe toți să mâncați. Chiar dacă am mâncat slănină foarte multă, chiar dacă am mâncat pâine, chiar dacă am mâncat lucruri grase cu ulei, vă sfătuiesc pe toți să mâncați minim 2-3 fructe, să consumați produse apicole în fiecare zi, să dormiți minim 8 ore pe noapte și să faceți sport, fraților, pentru că sportul este foarte important. Orice tip de sport, nu trebuie să faceți sală ca și mine, puteți să faceți absolut orice vă face plăcere pentru a putea să faceți pe o perioadă mai lungă. Nu vreau să mai lungesc acest clip, dacă aveți întrebări, puteți să-mi lăsați în secțiunea de comentarii, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați, bineînțeles, pentru că vor urma o grămadă de clipuri foarte, foarte tari. După cum v-am promis și săptămâna trecută, aveți câte 2 clipuri pe săptămână, unul din seria Otto mănâncă și altul din Otto slăbește. Vă mulțumesc tuturor de vizionare, eu sunt Otto, până data viitoare, v-am pupat! Ciao!